Sunt întotdeauna fără că știm, așa că ori de acolo, ori de aici, dar aici aveți șansa să vă audă primarul și să iei o măsură. În carte și eu fost data anul trecut și așa de bună să să vă alărgească piața în... Da, în drumul șada. Așa, mai încolo, da? Așa, și? Și nu știu, deși... Nici nu mai înțeles. Dați-mi voi, eu permanent sunt aici. Și eu oaspete, cum am mai spus odată, sunt oaspete în Florești, locuiesc și lucrez de mult timp aici. Valentin Fiodorna e de la vedere. E vine tot cu recolt, cu roadă, cu șoare. Vine cum are posibil, dar noi suntem permanent, noi știm situația. Zic că eu am mai lămurit odată. Lumea asta care vine ea acum, e nu a venit la oară. E vine sau mai târziu, nu are posibil dimineața. Nu e port, să zicem că vine la oară nouă. E corect, și scutați-ne atent acum. Undeva să așa luminește, nu ca. Vine. Acum, că mașina asta unde se ducă? Vedeți că noi. Ne ducem noi încolo, acolo nu e loc. Mașina aici să rămâne închis, de făcut o colie. Știi la sat aici persoane? Așa spuneți dumneavoastră, dar stați o zi, două, să vedeți situații grei pentru fiecare. Acolo nu se dă voie de aici. Eu stă jumate de oră, două, trei ore și gata. Eu gândesc că așa e normal. Dați-mi voie să fie. Normal în dar vă permite poliția aici să vedeți? Aici pe loc ne dă voie. Dar cum poliția? Dar cum poliția? Dați-mă corect, el atrage atenția. Dar vă dă voie să vindeți o oră, două, jumătate la unul, gata. Strângi teritoria, noi îngrijim tet și ne dă voie. Acolo noi nu putem să ne vedeți mașinile și ele n-au să ducă nici când de acolo. Acolo e o grafă. Eu vă spun că n-au să ducă. Aici e tet. Dacă vreți să mă ascultați. Și îmi spunem lui eu că ne dăm voie. E foarte corect, azi poate eu cu dar vine parcare. Acolo și locul anume pentru mașini, dar anume pentru așa ceva aici. Eu anume văd că dumneavoastră insistați anume că... Eu îi zic și pe dumnealor și pe Gila. Dacă vedeți ca mine fiecare zi aici, să vedeți toate astea de acord cu mine. Așa nu-i normal, ea te imaginează că vine un străin și așa ea mai este. Așa nu-i normal. Nu, noi trebuie să fie să vedeți. Locurile, trebuie să vă dăie locuri normal ca la oameni civilizați, să vă dăie mai departe, la dealuri, la vale. Și de obicei... Dacă auzi arplată mare, nu au nevoie de escari omul și și-o prășit. Corect. Ei, Valentina Petru, eu dar iar vă dau voie să vorbesc, dar nu vorbesc cum trebuie. Ați stat acolo, da, vă dați voie. Dumneata, de ce? Dar de ce ați venit iar înapoi de acolo? Am uia lămuriți. Nu, spuneți că nu vindeți acolo. Lămuriți aici, aici, la curaj, de vă. Îndrăzniți, spuneți drept. N-ați vândut acolo, ați venit aici. Eu nu vând acolo, vin aici. Eu nu vând aici, vin acolo. Așa e, nu e corect. Dar mașina de dimineață stă acolo parcată. De dimineață, tare până, gata, omul s-a dus și știi că mașina lui e acolo. Așa dumneavoastră spuneți. Am venit o oră, două aici, am vândut, mă duc acasă. Nu mă mai duc într-o parte alta, că n-am timp de dus. Da, care vine zi, dar noi odată în două ori. Eu am spus și a sunut fiecare foarte corect. Mașina stă la loc de dimineață până noaptea. Da, aici omul ori, două, gata, eu s-o duc jumătate la unul, nu-i nimeni aici. Trebuie să spuneți drept aici. Da, bine, zic frumos și din jos, așa e. Dacă nu vreți mai condiții, poftim, intrați în piață. Acolo este masă, de dimineață până în seara. Cum ăsta azi în piață? Aici? Și nu te-ai dus acolo? Eu n-am posibil, eu vin jumătate la zece. Eu n-am când. Dar vine mai dimineață. Da, dar eu n-am când. Dar ce n-ai când? Vinem și eu mai dimineață, la Orașescu eram aici. Dar tu alungați acolo, ce nu te-ai dus în piață? Eu la Orașescu eram acolo. Așa? Dar unul acolo nu și-o loc nimeni. Dar eu mai ocupare. În piață nu sunt locuri, pentru că omul și-al care are masă, el plătește. Dacă tu nu ai cumpărit-o azi, nu, aici cred că legea nu dumneavoastră trebuie să o faceți. Eu mă gândesc că primarul trebuie să găsească o... Primarul trebuie să vă găsească o ieșire, că într-adevăr asta nu-i treabă. Eu sunt pe domnul Ceapa. Dar cine-i primarul? Domnul Ceapa. Domnul Ceapa e de casare născut la... Și el știe problemele astea care se întâmplă la piață? Acum vine, el poate azi știe situația și vă dă voie dumneavoastră să ascultați situația. Deci fiecare spune într-un fel.
Dar domnul Ceapa de voie intră în situația la fiecare, cum am spus, că am fost în Bălți, am fost în Chișinău. Acolo ori de voie să de voie să vindeți. Restul care vor de dimineață când noaptea stă în piață, cât lucrează piața. Trebuie să înțelegeți lucrul. Vedeți că fiecare ar fi, dar cum se spune? Ce spui? Eu spun foarte corect. Și sunt și pe unul și pe altul. Dumneavoastră de unde vindeți aici și vindeți? Din ce sat vindeți și vindeți? Eu sunt din Avedel. Și veniți zilnic aici? Nu. Odată în lume. Noi lucrăm teritoriași. Și ce veniți? Veniți din grădină de la dumneavoastră, da? Și aici veniți sau vă mai duceți în altă parte? Aici. Dar în piață de ce nu trați să vindeți? Am și vin din piață că eu am acolo oriat. Trebuie vă puneți să plătiți masă? Dar noi nu e nevoie și aici am fost vii să plătim, că nu e pentru 5 lei ori 10. Dar nu se fac parte și ei acolo spui. Dar unii partea ceilaltă vă promis? Chiar peste drum așa pe margine? Vine mașina asta pentru că nu era. Spui rândul de mese. A fost cândva asta? Da, știi? Anul trecut. Nu vreau unde vine mașina asta până încolo. Și pe parte și pe altă. Spui rândul de mese și putem cu probleme de 5 lei ori de 10 dacă îți plătim. Dar pe aici în gunoi este așa de aici. Hai că noi vinim odată, odată, noi tot iarnă, tot vară și tot vară. Tot timpul aici, da? Ei, nu-i tot timpul, a fost parte și ei. Eu am înțeles. Nu, dar ultima perioadă aici stați mai mult. Și nu de voi pe stradă să vândă, dar aici parcă scot poliția. Vă, poliția vă alungă, da? De ce vă spune? Vă trimit în piață. Domn piață, îmi spune eu. E tot ocupat, dacă fiecare el plătește masă. O vândut azi, nu o vândut, el nu plătește, că el e locul lui, e postoianul nostru. Vin eu de la țară, odată în două săptămâni să iau masa în cură. Dar mă așa. Și vindeți ceva pe aici? Să merg vânzările? Ei, așa știi. Greu de tăt. Castraveți, bostănie, verdeață. Da. Morcov, ouă, zroi. De prin grădină. Da, de acasă. Ce avem din grădină? Acasă, dacă s-ar este să mici, ce străiască omul? Ce pensie aveți? Eu pensie de 800, că am lucrat 38 de ani și am ajuns la 800 de lei. Vine, care unul șoate, el are zărcată mare, că dacă zbuși, el are de unde. Eu luat 15 lei. Dar cu 38 de ani și cu 800 de lei ieșit la pensie, acum nu-i frumos. Chiar nu-i frumos pentru țară să mușească lumea. Și să uite la lume. Și pensia lui, mă, da, ai pensie, dar noi și pensia să avem. Da, dar care n-are... Eu și pensia să avem. De ce spuneți așa, n-aveți lucrat?